O discuție între doi îngeri. Cel cu experiență se uită serios la cel începător. Raportează, dar pe scurt. Păi e viu, merge la servici. Speră la ceva. La ce speră? Greu de spus. I-am arătat de două ori un vis fericit și nu l-a văzut. Spune că obosește la serviciu. Păi și la serviciu cum e? Cum să fie, nimic deosebit. Conducere, grabă, fumat, bârfe. Conducere? Conducerea e severă, ce să înțeleg? E obișnuită, ca la toți. Dar se teme, nu știu de ce se teme. I-ai alungat fricile? Desigur că i-am alungat fricile, încă în drum spre oficiu. Am dat din aripi deasupra capului, am alungat toți norii. Am fost nevoit să-i dau una după ceafă ca să vadă soarele. O necunoscută drăguță pe drum i-ai arătat? Una pe tocuri, cu un miros ademenitor? Sigur, i-am făcut chiar să se lovească nas în nas la intrarea în metrou. Și? Ce s-a mai întâmplat? Și nimic, a zis scuze și a revenit la gândurile sale. Păi și după serviciu ce face? Ce să facă, magazin, televizor? Spală vasele, internet, somn? Păi i-ai stricat și tu televizorul? Da! Și și-a cumpărat altul. Și i-ai deconectat și internetul? Da, de 5 ori. A început să stea la serviciu până târziu. Iar în weekend? A, în weekend ce să facă? Doarme? Doarme până la masă și apoi face curățenie și seara, da, mai iese cu prietenii, discută așa despre nimic, bea mult, fumează și mai mult și vine la miez de noapte. Și a doua zi, bineînțeles că suferă de mahmureală în fața televizorului sau a laptopului. Păi și ea? Ea locuiește în același cartier. Merg la același supermarket. Păi i-ai pus și tu să stea în aceeași coadă, să... Desigur, i-am pus împreună și în stație. Și le-ai verificat și compatibilitatea destinelor? Da, sunt perfect compatibili. Le-am încercat pe toate. E o misiune imposibilă, frate îngere. Am înțeles. Și unde e lista ta de remedii extraputernice? Iată, șefule. Gripă cu febră și halucinații, luxație, fractură de os, accident de mașină, faliment, incendiu, uite, sunt toate aici. Bine, suficient. În numele dragostei, primește permisiunea pentru măsurile acestei extreme. Dar vezi, să alegi doar una. Am înțeles. Morala discuției? Observă și folosește toate oportunitățile pe care ți le oferă cel de sus. Și atunci îngerul tău nu va fi nevoit să recurgă la măsuri extreme. O discuție între îngeri.